Gata, l-am luat și pe diaconul. De 6 ani îl luăm. Bă, adevăr e că... Nu vreau să-i zic ceva de dulce, că vreau să fiu pozitiv, dar... Mă-mi bag piciorul și nasul lui. Ca să fiu așa, băiat. L-am ratat. O căcașe ăla, hai să fim serioși. Acum, dacă vrea, venea. Ovidiu Moldovan, salutare Robert. Salutare, Ovidiu Moldovan. Un coleg bilar merge după ziua de azi, mi-e greață de a ta eșecuri. Mi-e greață de ei, bă, băiatule, că încă mai au tupeu. A venit cu tupeu și a dat iarăși. A văzut, a făcut un festival de declarații. N-ați văzut ce declarații au dat? Doamne ferește, dar n-au și avea tupeu să, dacă fac așa ceva, nu mai am tupeu să vin în fața voastră. Salutare, Aurel. Eu e pavă cu acționarii în momentul de față. Cu acționarii din momentul de față, da? Da. Dom'le, am avut discuții, m-am și certat cu o serie de prieteni. Vă rog frumos să înțelegeți o chestie. Hagi Iordan Petrescu. Fii atent, mă întreabă cineva aici. Hagi. Măi, fraților, ce faci noi cu căcărezii ăștia? Salutare, dragi nouă vici. Dom'le, începem să ne certăm în mediul online. Asta e cel mai de căcat, vă spun. Deci azi m-am certat cu vreo 3 prieteni de-ai mei. Vă spun acum clar, deci am avut o discuție, inclusiv cu Ștefan Mircea de pe Old Boys, am avut și câteva meciuri cu prieteni mai buni, chiar. Dom'le, nu trebuie să le dăm satisfacțiilor ăștia, să ne certăm noi între noi pentru ei, din cauza lor. Tu ai spus, Remus, tu ai zis parcă, da. Băi, am avut informații că da, că se vorbește cu el și că va fi adus. Acum eu ce să zic? Probabil că era vorba că îl vrea, l-a vrut copii sau ceva, nu știu. Deși Prunea spune că nu l-a vrut, ci că Dinamo nu l-a vrut cu adevărat, dacă îl vrea, îl lua. Prunea.